slăvit să fie Domnul nostru. Frații mei, din pasajul care a fost citit, aș vrea să recitesc versetul 5. Spune aici așa, Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință. Unul dintre gândurile care se pot desprinde din acest verset este și gândul acesta. Oricât am fi noi de înțelepți, oricât ne-am considerat de pricepuți, este nevoie, este necesar să dezvoltăm, să multiplicăm, să înmulțim ceea ce avem. Uitați-vă ce cuvinte folosește aici. Să mărești sau să capeți, cum zice textul, chiar dacă ești priceput. Mai încape, mai e nevoie. Și gândul ăsta în general, nouă, ne este foarte cunoscut, mereu ni se spune de la învon sau în alte contexte, auzim cuvinte de genul acesta că avem nevoie de mai mult. Vorba scripturii, Domnul spune în Ioan 15, că vierul curăță ca să aducă și mai multă roadă. Aceeași, același principiu de a dezvolta, de a multiplica, de a înmulți ceea ce este. În gândul acesta vreau să rămân și ca să exemplific, să îl dezvoltăm puțin, vreau să vă aduc aminte de o situație din Vechiul Testament, 2 Împărați, capitolul 4. E vorba aici de o femeie care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a mulțit puținul unde pe care l-a avea în contextul textului de astăzi e vorba de înțelepciune sau textul de astăzi vorbește de înțelepciune, nu vreau să mă opresc strict la unde lem, ci vreau să vedem cum s-a înmulțit, cum a dezvoltat, cum a, ce a făcut ea de a avut așa de mult. Și poate, într-un anume sens, ce învățăm de la femeia aceasta putem să aplicăm în ce privește creșterea și dezvoltarea înțelepciunii care Dumnezeu vrea să ne o dea. Primul adevăr. Elisei zice: Textul i-a zis așa. Ce ai acasă? Ea s-a dus pentru că avea o datorie serioasă, cel ce am promutat-o voia să ia copii, să-i facă robe, era într-o situație foarte dificilă. Și curioasă această întrebare. n a întrebat-o spunem ce n-ai, că multe n-avea, foarte multe. Curios, chiar vă, vă rog, vă provoc să gândiți. De ce i-a întrebat-o spunem ce ai? Noi de obicei ne place să ne spun, să spunem ce n avem. Știi, nu sunt suficienți bani, nu-i suficientă sănătate, trebuie nu merg așa de bine. Și totuși, textul ne pune altă întrebare. Ce avem? Oare ce răspuns am putea să dăm, să dăm noi la această întrebare? conștientizăm noi că înmulțirea poate să pornească de aici când schimbi optica cu care privești viața, când schimbi întrebarea sau, nu știu, răspunsul pe care îl dai. Vă mă rog să vă aduceți aminte de David, față în față cu Saul, împăratul Saul, a încercat să, de fapt, Saul l-a îmbrăcat cu hainele lui, Urma o bătălie foarte serioasă, bătălia cu Goliat. Dar, zice, textul n-a putut să meargă pentru că nu era obișnuit cu armura respectivă. Și-a luat toiagul în mână, și-a ales din părâu cinci pietre netede, le-a pus în traista lui de păstor, cu praștea în mână înaintat împotriva filisteanului și nu mai citesc tot textul, el este cunoscut, cu o praștie și o piatră, zice versetul 50, David a fost mai tare decât Filistian. L-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână. Frații mei, o observație pe marginea celor citite: i-a fost suficientă lui David armura pe care o avea? Dar mai mult decât atât, cred că este de apreciat că nu și-a nesocotit armele. De multe ori noi ne plângem, frate, nu pot este imposibil să reziști. Cum spuneam, ne lipsesc atâtea piese. Frații mei, eu nu zic că nu ne lipsesc. Dar ce avem, nu trebuie să dăm deoparte. Nu trebuie să ne socotim. Ce este, trebuie să folosim. Trebuie să înmulțim, să multiplicăm. Nu pot să cânt eu ca și nu știu cine. Dar vocea pe care o am îmi este suficientă ca să pornesc în lucrarea lui Dumnezeu. Nu am eu resursele pe care poate le are cineva, resurse serioase, considerabile, solide. Dar puținul acela pe care eu îl am, am ceva. Este ceva. Trebuie pus la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Nu vreau să mai insist, doar vreau să vă mai citesc un verset spus de Apostolul Pavel în dreptul lui Timotei, 1 Timotei 4 cu 14, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Uitați-vă, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Continuăm. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndelenicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Înțeleg din aceste două versete că Timotei încă nu ajunsese la nivelul la care trebuia să ajungă când vorbește de înaintare, asta ne spune. Și totuși, uitați-vă, în startul lui spre mai mult, îi se cere așa. Nu fi nepăsător de ce ai. Revin puțin. Noi de obicei cerem. Doamne, dă-mi, Doamne, lasă, putere, autoritate, ce vreți dumneavoastră, bani, eu știu, timp sau resurse. Și uitați ce zice textul. Nu disprețui. Ce ai. Nu arunca la gunoi cum spuneam. Nu trece cu nepăsare. Pe lângă ceea ce Dumnezeu ți-a dat în contextul de față darul care este în tine. Vorbim pentru tine în această seară. Și recomandarea o primă recomandare pentru o mulțire bună sau o mulțire cu succes este tocmai asta. Să vedem ce avem și să ne ajute Dumnezeu să folosim. Revin la textul din 2 Împărați, capitolul 4. Îi spune Elisei acestei femei apoi așa. Du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, Cred că mențiunea aceasta merită să ne oprim puțin asupra ei. Nu cere puține. Și dumneavoastră știți cât timp au mai fost vase, a curs un de lemn. Când n-au mai fost vase, n-a mai curs un de lemn. Când i s-a spus nu mai este niciun vas, n-a mai curs un de lemn. Frații mei, într-un anume fel, în mulțirea respectivă, a depins de efortul pe care l-a făcut văduva și copiii în adunarea de vase. Eu stau și mă gândesc, oare nu s-au gândit ei, mai dacă mai strângeam câteva vase, cu toate că a fost suficient până la, așa zice, textul Du-te, vinde și cu ce vei rămâne, vei trăi tu și îți vei plăti și datoria. Totuși, principiul ne interesează. Principiul. Frații mei, figurativ vorbind, câte vase strângem noi? Nu mă refer la oale, nu o să vă dați seama. Ce mă refer dacă vreți la rugăciuni, la fapte de dărnicie, la sacrificii pe care să le facem pentru Domnul? Nu că Domnul neapărat, cum să vă zic eu, E un fel de schimb, știi, Doamne, eu slujesc, Tu mă bine binecuvintezi. Hai mai degrabă să ne uităm la o situație din Vechiul Testament, când Moise, zice în cartea Exod, capitolul 3, Îngerul Domnului, versetul 2, s-a arătat într-o flacără de foc. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. A fost ceva supranatural. Și Moise decide în felul următor, am să mă întorc să văd ce este această vedere minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Și acum vă rog să fiți atenți la următoarea mențiune. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Domnul a chemat din mijlocul rugului și i-a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă. Oare faptul că n-a tratat cu superficialitatea acea vedenie, nu cumva tocmai asta a dus la chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o, Moise, Moise? De ce zice textul Domnul a văzut că el își vede de drum? Frații mei, de multe ori prea puțin ne oprim. Cam, nu vreau să fiu negativist, dar mă tem, hai să luăm sub formă asta. Există riscul să trecem repede. Trecem repede prin Scriptură? Nu că nu trecem. Nu că nu facem ceea ce ni se cere să facem, dar o facem cu superficialitate. Și tocmai asta s-ar putea să se întoarcă împotriva noastră, să fie în defavoarea noastră. Apropo de ce îl învăța Pavel pe Timotei, revenim puțin la pasajul respectiv, 1 Timotei, capitolul 4, o să vedeți câtă Uitați-vă, vă citesc. Ia seama bine, de exemplu, versetul 13. Puneți pe inimă versetul 15. Partea a doua. Îndelenicește-te în totul. Fii culoarea minte. Stăruie. Versetul 16, partea a doua. Frații mei, dragi ascultători, cât patos, cât de mult vrem să obținem? Eu știu că e principiul e simplu și arhi cunoscut. Dar vreau să nu uitați că dacă nu se înmulțește ce avem, se prea poate să ne se datoreze nouă. Vorba aceea, te duci la izvor cu un vas mic. Păi du vasul mare la izvor și o să vii cu multă apă. Vreau gândul, stăm puțin pe genunchi sau riscăm sau... Există posibilitatea să stăm puțin pe genunchi. Mă gândiți-vă că vă puneți telefonul la încărcat 5 minute. Pe păi, frații mei, și bateria o să țină cam cât l-am ținut la încărcat. Nu e ceva normal. Oare pe plan duhovnicesc nu este tot la fel? Dacă puțin efort depunem, dacă nu suntem dispuși să mergem departe, s-ar putea ca rezultatele să fie exact pe măsura silinței noastre, să ne ajute Dumnezeu să pricepem aceste adevăruri. Doar un exemplu vis-a-vis -vis de acest gând. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. S-a rugat cu stăruință, zice în Iacov 5, cu 17, să nu plouă. Și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Noi ne mirăm câteodată de rezultatele altora. Noi parcă tinde să credem, sau există riscul să credem că Ilie a dat așa o dată cu mâna și gata, au venit ploaia. S-a oprit ploaia, a plouat, n-a mai plouat. Când stai și citești acest verset, îți dai seama că a fost nevoie de stăluință. A fost nevoie, cred eu, de rugăciune serioasă. S-a rugat cu stăruință. Și noi ne dorim rezolvarea unor situații. Și de-a Domnul să se rezolve cât mai repede. Dar dacă nu copiem modelul lui Ilie, s-ar putea să nu avem rezultatele lui Ilie. Nu zic că Domnul totdeauna lucrează așa. Nu-l șablonăm. Dar totuși cred că este un principiu peste care nu trebuie să trecem cu ușurință. Revin la textul din Împărați. Ne concentrăm în jurul acestei idei. Cum să înmulțim ceea ce avem? Cum să dezvoltăm? În textul nostru e vorba de unde lemn. Noi altceva trebuie să multiplicăm. Uitați-vă să citesc, de exemplu, versetul 4. Când te vei întoarce, închide ușa după tine, după copiii tăi, toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Poate noi citim textul la rece, că știm deznodământul. Dar gândiți-vă, frații mei, la această femeie, câtă credință i-a trebuit acestei femei să adune vase când ea avea puțin acasă. Să dau o comparație. Care dintre noi, când merge la magazin cu câțiva lei, o sumă mică de bani, ia coșul la mare? Noi ne orientăm pe măsura banilor să ne fie și coșul. Că știi foarte bine că nu poți să cumperi cu puțin bani, o cantitate foarte mare, e normal. În sens duhovnicesc, lucrurile se schimbă puțin. Când Dumnezeu zice ia coșul mare, cu ghilimele de rigoare, Frații mei, nu mai contează banii. Nu mai contează resursele noastre. Contează doar să avem suficientă încredere în El ca să putem face un asemenea gest. Degeaba îi spunea Elisei, du-te și cere. Degeaba Dumnezeu a dispus să înmulțească un delemn, nu? Dacă ea n-avea suficientă putere încât să asculte sfatul lui Elisei și aș spune eu să meargă contra rațiunii. Și aici cred că ne dăm noi câteodată testul. Dumneavoastră știți pasajul acela din Matei, capitolul 14, când Petru, văzându-l pe Domnul că umblă pe ape, îi spune, Domne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și Domnul, ce îi spune? Vino. Mi se pare interesantă ideea asta. Petru îi sugerează Domnului Isus și Domnul Isus acceptă oarecum dorința și provocarea lui Petru. Dar altceva ne interesează acum s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape. Frații mei, un gest de curaj, un gest notabil. Problema este alta. Când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și care a fost efectul imediat următor? Sau și care a fost lucrul care a apărut după aceea, efectul? Fiindcă începea să se afunde. De ce s-a afundat? Zice Domnul, puțin credinciosule. Pentru ce te-ai dorit? Dragii mei, pentru putea umbla mult și bine pe ape. Mult și bine pe ape. Dar n-a avut suficientă putere, suficientă credință ca să reziste pe ape. Nu că Domnul n-ar fa putea face minuni, frății mei. Dar avem noi tăria aceea să umblăm pe apele pe care ne pune Dumnezeu să umblăm? Crezi tu că Dumnezeu te poate ridica deasupra limitărilor tale și să mergi și tu peste toate provocările și, eu știu, piedicile care ți le pune viața în față? Știți cum suntem noi? Mă gândesc la slujitorul lui Elisei. Cetatea era înconjurată, omenește probabil nicio scăpare. Și bineînțeles că el a spus, ah, Domnul meu, cum vom face? N-ați văzut și de câte ori noi ne retragem așa și parcă facem constatarea asta. Nu știu ce să mai fac. Cum să mai rezist? Cum să mai continui? Și Elisei nu, Elisei nu descurajează, frații mei. Hai să numărăm câți soldați sunt. Mai tare să ne împotmolim. Nu, nu, nu. Uitați-vă. Spune doar atât. Nu te teme că mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei, dar ce te face să spui asta? Uitați-vă ce zice textul. Domne, s-a rugat Elisei, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc în lui Elisei. Într-un anume sens, mei, să știți că Dumnezeu are aceleași resurse și astăzi. Nu se pune problema cât soldați sunt împotriva noastră, în ce groapă am ajuns, cât de mare e zidul, cât de gros, cât de tare, cât ne descurajează. Nu așa se pune problema. Și trebuie să trecem dincolo de aceste aparențe și să pășim înainte prin credință. Vă fac o mențiune, frații mei. Noi nu încurajăm acele, nu știu cum să le numesc, acele aruncări în gol sau nu știu cum să le spun. Sunt unii foarte îndrăzneți. Și sunt gata să facă acte de bravură. Totuși, menționez ceva. Când vrem să pășim pe ape sau când vrem să ne încredem în Dumnezeu cu fermitate, trebuie să avem un suport pentru credința noastră. Dacă Dumnezeu îmi spune să-mi vând toți banii, sau să-mi dau toți banii, mai bine spus, că vrea El să-mi poarte de grijă, sau vrea El să ajung la o anumită experiență, trebuie să ne încredem. Dar când eu iau inițiativa aceasta, când eu vreau să văd, nu știu, să-l provoc pe Dumnezeu la un fel de lucrare, aici trebuie să fim atenți, foarte, foarte atenți. Am întâlnit o persoană. Credea că Dumnezeu va trimite într-un alt continent, destul de prosper, financiar, să slujească pe Domnul Acolo. Și am întrebat-o direct. Zic, frate, nu vă supărați, știți că vă trebuie viză. Probabil nici pașaport nu avea Și vă întreb, cum credeți că o să reușiți să intrați în posesia unui pașaport și a unei vize? Și el îmi spune în felul următor. Eu cred că o să mă duc pe stradă și o să găsesc un pașaport. Cu numele meu, cu viză, n-am mai zis nimic. Nu știu dacă o găsit sau nu o găsit, dar mă tem că unii sunt în extrema aceasta. Îs în stare, frații mei, să facă gesturi care nici Dumnezeu nu le cere. Dar, din nefericire, alții sunt în extrema cealaltă. Când trebuie să pășească prin credință, cât de mic ar fi apa el să neacă. Parcă greu ne este să facem pași cu ochii închiși. Noi vrem totul să fie clar, marea să fie liniștită, lucrurile să fie stabile. Eu cred că trebuie să ne întoarcem la adevărat, adevărata umblare prin credință. Dumnezeu să ne ajute. Doar pe Avram vreau să-l duc în față. Spune Pavel despre el, fiindcă n-a fost slab în credință, nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că sara nu ar putea să aibă copii. Gândiți-vă ce încredere în Dumnezeu. El nu s-a înduit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întări prin credința lui, dar slavă lui Dumnezeu de plin încredințat, căci el făgăduiește, poate să și împlinească. Scumpii mei, a fost ceva prea greu pentru Dumnezeu în cazul lui Avram? Dragii mei, Dumnezeu operează cu altfel de date la noi unul cu unul fac doi. La Dumnezeu unul cu unul s-ar putea să iasă de ordinul miilor sau al milioanelor. Da, ăsta e Dumnezeu. Zero cu zero. Spune, -și ce vrea asta. El bătrân, ea în vârstă și a ieșit. A ieșit ca și când ar fi fost tineri și în putere. Dar secretul, că asta e ideea, secretul, fiindcă n-a fost slab, în ce? în credință. Și cum a demonstrat asta? Nu s-a uitat la trupul său care era mână. Adică ar fi avut și el motive să cedeze, să renunțe. Nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Ce a trecut dincolo de aceste afirmații, dincolo de aceste realități, întărit prin credința lui, de plin încredințat. Vedeți? A avut la Dumnezeu această funie de care s-a prins, să spun așa, acest sprijin, că ce El făgăduiește, ce zice textul? Poate să și împlinească. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și un ultim gând și voi încheia. Apropo de ideea aceasta în mulțirii, a, eu știu, a multiplicării, cum spuneam, cum s-a realizat această înmulțire? Acum, multe gânduri vor fi desprinse din acest pasaj, dar vă mai rețin atenția cu detaliul din versetul 1. S-a dus la Elisei și spune așa, Robul tău, bărbatul meu, a murit. Și putea să spună femeia: Știi că cel ce l-am împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Între astea, două propoziții, femeia introduce ceva. Știi că robul tău, adică soțul ei, uitați, se temea de Domnul. De ce a spus asta? Oare chiar conta lucrul acesta? Uh, Frații mei, multe lucruri contează, dar sunt unele lucruri foarte importante. Eu nu, nu vreau să fac din versetul acesta să spun cu certitudine că Elisei nu m-a datorit acestui motiv, am mulțit. Nu am curajul să fac afirmația asta. Din moment ce textul nu spune cu claritate, cu certitudine, eu nu am curajul să fac afirmația asta. Totuși, totuși, poate în paranteze, dacă vreți, vă rog, luați în calcul și gândul acesta. Eu a dus la Domnul Isus un slăbănog și zice textul din Luca 5, când le-a văzut credința, Isus a zis, ce a zis? Omule, ce mare nevoie ai tu de vindecare, așa a zis. Ce amărât ești. Și era amărât. Și avea nevoie de vindecare. Poate nu l-am voie întâmplării, predică frații și cred eu că când e ceva aici. Omule, zice Domnul Isus, păcatele sunt iertate. Frății mei, noi știți foarte bine că marea noastră problemă sau cauza, nu știu, lucru cel mai important pe care noi trebuie să nu să rezolvăm, să nu trecem cu șurință, este tocmai problema aceasta. E bine că cerem lucruri mari de la Domnul, e bine că avem poate visuri înalte, să fie și susținute de voia Lui Dumnezeu. Toate sunt bune. Dar să fim atenți că Dumnezeu are niște standarde la care ține foarte mult. Dumnezeu are niște reguli peste care nu trece cu ușurință. Apropo de contextul nostru de astăzi, o seară tinerilor, nu știu cât de tânăr a fost Ruben, dar zice textul 1, Cronici 5, că a intrat la o țitoare a tatălui său, de intrat o a intrat, numai cum o ieșit. Uitați-vă cum a ieșit săracul. A pierdut dreptul de întâi născut și a fost dat fiilor lui Iosef. Vedeți cât costă, nu știu cum să spun, neatenția noastră? Pentru că ne permitem să, să mergem acolo unde nu trebuie să mergem. Frații mei, aduceți-vă aminte, apropo de cum spuneam, de tineri. Tot în Proverbe, capitolul 7, este vorba de un tânăr. Zice textul că trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine, apucat pe calea care ducea spre locuința ei, era seara. El a înainte o femeie care l-a provocat, bună de gură, fără stâmpări, picioarele nu-i puteau sta acasă, când în ulițe, când în piețe, pe la toate colțurile, l-a îmbrățișat, l-a sărutat. Până la urmă, el s-a dus după ea și zice de la versetul 22, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care largă spre cursă, ca pasărea care de nu în laț fără să știe o va costa viața până ce săgeata-i străpunge ficatul. Vreau să vă gândiți că, cred eu, tânărul acesta nu și-a dat seama de tot această măgire îmbrăcată frumos, plăcută, la în aparență, atractivă, dulce, mieroasă la o primă privire. Și totuși, după momentele alea, hai să zicem, de plăcere, care au putut să fie sau au putut să nu fie, cât amărăciune, cât necas, câte ponoase, câte consecințe grele. Frații mei, nu se merită, nu se merită să cochetăm, nu se merită să ne jucăm. Dacă am percepe noi că Dumnezeu ne vrea binele, când ne cere să rămânem în ograda Lui, știți, Frații mei, aici e ai bine, aici e ai adevăratul bine. Când vom ieși în afară, când ne vom permite să facem compromisuri, o mică minciună sau alte și alte stări nepotrivite. Mă tem că până la urmă vom constata ca și fiul risipitor că a fost mai bine acasă la tata. Dumnezeu să ne ajute să pricepem toate aceste adevăruri. Amin.